Medicii din Slovenia au intrat în grevă. Sindicatul lucrătorilor din domeniul sănătății Fides și-a lansat un apel la grevă generală după ce discuțiile cu guvernul privind majorările salariale nu au dat rezultate. Nici greva simbolică de o zi anunțată marți nu a ajutat. Medicii spun că nu vor merge la muncă până când protestul nu va fi anulat sau până când nu se va ajunge la un acord salarial. Salariile medicilor din Slovenia sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană, țara aflându-se pe ultimele 6 locuri în ceea ce privește salariile.